Trecând peste Prut cu faimosul și nemaipomenitul strigăt, ostași, vă ordon, treceți Prutul. Ostașii români, armata română a trecut Prutul și a eliberat Basarabia. Mai departe, istoria știe ce s-a întâmplat. Dar venind, ne-am aciuat pe aici, prin România, și am peregrinat, ca să zic așa, de-a lungul, cu virgulă, care se găsea, era termocentrala de la Borzești, unde am fost repartizat și unde am trăit până la ieșirea pensii, la pensie. Am lucrat și la CET 1, pentru cei care cunosc, și la CET 2, la centrala pe cărbuni, ultimii 18 ani de zile, de altfel de unde am ieșit la pensie. După ce am ieșit la pensie, pentru că viața la termocentrală n-a prea fost ușoară, mai ales la asta, la centrala pe cărbuni. Salutare și bun găsit într-un nou podcast de vorbă cu Bai Ciprian Zota. Din câte vedeți, am încercat să filmez acest podcast la început de an cu un om mai deosebit pentru mine, dacă pot să-i spun așa, un om mai special. Așa că aici, în casa de vorbă cu, îmi propun să aduc în fața dumneavoastră oameni talentați, importanți, de cultură, oameni mai deștepți ca mine, bineînțeles, dar și oameni cu simțul umorului. Așa că acordați-mi, vă rog, încredere și răbdare, iar eu o să încerc să fac totul din ce în ce mai bine. Așadar, sper că până la final să vă conving să vă abonați cu clopoțel, să dați un like, iar dacă veți da și un share, să afle cât mai multă lume. Vă sunt recunoscător. Înainte de a începe o scurtă prezentare a cărții de vizită, după cum doamna primar Adriana Enache a numit-o, o cărți de vizită a acestor meleaguri, o broșură ce cuprinde atât materiale foto cât și scris, pe înțelesul tuturor, spun eu, Comorile județului Bacău, Comuna Mănăstirea Cașin. Este o carte de vizită a comunei. În ea găsiți informații esențiale despre aceste meleaguri mioritice încărcate de istorie. Așa că să trecem la podcast și în episodul de azi, după cum spuneam, primul invitat pe 2023, vom vorbi despre istorie cu un om pentru care am tot respectul, un valoros și respectat român de dincolo de Prut, ca să spunem așa, un om pentru care istoria României este suflet și simțire. Așadar, să-i spunem bun venit românului de peste Prut, Constantin Rusanovski. Sper că nu am greșit pronunția. Bine ați venit la noi și mulțumesc de invitație. Bine ați venit în casa Mănăstirea Cașin Live de vorbă cu... După o adevărată aventură pe care ați avut-o aici până la locație, sper să ne simțim bine împreună și să începem cu, așa cum încep cu de obicei cu ceilalți care au fost invitați aici, o primă întrebare ar fi câteva cuvinte despre dumneavoastră. Cine este Constantin Rusanovski și de ce? Toate cele bune cu ocazia zilei de mâine și poimâine, sărbătoarele neamului românesc, Boboteaza și Sfântul Ion, la mulți ani cu sănătate, stimați concetățeni ai Comunei Mănăstirea Cașin, din care și eu îmi place să spun că fac parte. Locuiesc aici de aproximativ 20, am trecut deja de 20 de ani, după ce am ieșit la pensie și mă consider de acum al pământ, ca fiind al pământului. Deși nu sunt din zonă, am peregrinat prin țară, în special prin Moldova, de la Fraged Pruncii până am ieșit la pensie de aici, de la termocentrala Borzești, unde am lucrat 32 de ani. După ce am terminat Institutul Politehnic la Iași, am fost repartizat aici
și ca un făcut. Deși n-am vrut, deși nu mi-a plăcut, dar până la urmă am rămas legat de aceste locuri și datorită profesiei, datorită obișnuinței și până la urmă bătrânețea îți spune neapărat, te obligă, sau înaintarea în vârstă te obligă să te aciuiezi. Tinerețea, cum spun eu. Să-ți găsești, tinerețea, da, înaintată. Tinerețea relativă. Să-ți găsești un loc așteptând și partea ultimă a vieții. Da. Ce să spun mai mult decât atât? Practic, nu sunt din Republica Moldova. Eu sunt născut pe meleagurile dintre Prut și Nistru, la vremea aceea nu era nicio Republică Moldova, nu era nici măcar URSS-ul, era România, era Regatul României. Deci pot să spun că sunt născut în România întregită la 1943, la 4 iulie, într-o comună oarecare, se cheamă Ruseni, la vremea aceea era în raion, în județul Soroca, că erau județele pe atunci, iar în apropiere de această comună, mama vine de acolo, din orașul Iedineț, care astăzi de fapt este municipiu, care făcea parte din județul Hotin. Na, după foarte puțin timp, tata a trebuit să plece în armată, a fost mobilizat în armata română, după ce m-am născut eu, în 43. Dar nu după mult timp, în 44, au venit eliberatorii noștri, din totdeauna cei care, cu ghilimele eliberatori, să le spunem ocupanții, da, ruși, cu armata lor sovietică, armata lor roșie, și au trebuit ca o parte dintre locuitorii comunelor, nu numai a satului natal, dar și întreg teritoriul Basarabiei, că mie așa îmi place să-i spun, îmi vine greu să-i spun Republica Moldova cum se cheamă astăzi, eu îi spun Basarabie, deși și acest nume este impropriu. O să vorbim și despre asta, dacă nu vă supărați, despre Basarabia și Republica Moldova, aceste, da, două... Da, și au fost nevoiți, mama cu mine în brațe, cu bunicul din partea mamei, care era un om înstărit, a trebuit să părăsim locurile nașterii, deoarece veneau eliberatorii, iar bunicul, fiind un om în vârstă, un om bine înstărit, pot să spun, știa ce s-a întâmplat la prima venire sau la venirea anterioară a eliberatorilor noștri în vara lui 40, în iunie 1940, după pactul Ribbentrop-Molotov. Știa ce au făcut după aceea, până când în 1941 din nou Basarabia a fost eliberată, trecând peste Prut cu faimosul și nemaipomenitul strigăt: ostași, vă ordon, treceți Prutul. Ostașii români, armata română a trecut Prutul și a eliberat Basarabia. Mai departe, istoria știe ce s-a întâmplat. Dar venind, ne-am aciuat pe aici, prin România, și am peregrinat, ca să zic așa, de-a lungul anilor din 44, din primăvara, din 17 martie 44, am peregrinat prin Moldova, de-a lungul, de acolo, de unde am venit noi, din partea de nord, până în județul Ialomița, comuna Gheorghe Lazăr, unde am trăit până tata a terminat armata, mama l-a găsit datorită, așa zis, nu așa zis, ajutorului bunicului, care a venit aici în țară cu 400 de oi și cu piei, cu miei, cu toate astea, cu oi, cu lână și așa, cu brânză, a reușit prin fel de fel de intervenții, relații, ca zic așa, și l-a găsit pe tata încă când era militar. Ei, după ce s-a terminat armata, a fost lăsat la Vatra, a venit și el acolo la Gheorghe Lazăr, unde ne-am aciuat ca refugiați, numai că ne-a stâmpărat fiind în 45, când a venit acasă, început să-și facă simțită prezența chiar din plin comunismul
și a urmat alegerile care se știe, istoria știe și oamenii mai în vârstă știu cum s-au desfășurat și tata s-a apucat să facă puțin politică. Care politică? Fiind refugiat din Basarabia, știind de ce am plecat de acolo, a făcut campanie electorală prin satele din prejurul comunei Gheorghe Lazăr, prin actualul județ Ialomița, pe lângă Slobozia. Și sloganul lui electoral era următorul: nu votați soarele care să vă ardă, votați ochiul care să vă vadă. Cred că ghiciți cine este soarele. Soarele erau comuniști, iar cei ochiul erau țărăniști. Ei, din acest motiv, în fine, a trebuit să fugă prin lutării, prin păduri și a trebuit să părăsim acel loc Gheorghe Lazăr și am ajuns tocmai în fundul Olteniei, lângă Caracal, acolo unde s-a întâmplat nenorocirea aceea, ia că acum îmi scapă exact numele, cu copiii, cu fetele alea două, în Dioști, chiar acolo am trăit. Da, ei, în 47 a început să audă că vin americanii și că o să vină americanii, o să elibereze din nou Basarabia și o să ne ducem acasă. Ei, și de acolo am plecat în Moldova, înapoi, în comuna Dângeni. Din comuna Dângeni am ajuns la Mitoc pentru că era chiar pe malul Prutului. Acolo era un frate de-al mamei mai dinainte de război aciuat, în fine, o să trecem Prutul și mergem la Iedeneț și ia câtă așa o să fim din nou la noi acasă, că tata nu îi spunea în Basarabia, îi spunea acasă. Hăt târziu, peste ani de zile, când am crescut mare, am înțeles eu ce înseamnă acasă. Cam asta este o scurtă istorie. Între timp am crescut mărișor, pentru că venea colectivizarea și venea întovărășirea și atunci în 47, în 48 americani n-am mai venit și în 48 am plecat de acolo, de la Dângeni, și am ajuns, cum spuneam, la Mitoc, unde altfel în 49 am început și școala clasa 1-a și uite așa am făcut și 2-3 clase și pentru că tata era oarecum căutat ca să fie din nou trimis în, cum erau toți basarabenii trimiși înapoi în Basarabia pentru a fi supuși deportării. Am să spun mai acuș ce s-a întâmplat cu familia tatei. Păi asta, da? Chiar asta era și următoarea întrebare. O clipă. Da. Și de acolo n-am stat mult pentru că niște împrejuri de genul ăsta a intrat în conflict cu autoritățile locale. Tata era un tip care... un om simplu, cu câteva clase, dar care își iubea pământul, neamul și locul unde s-a născut și nu-i convenea faptul că a trebuit să fugă mama de acolo, iar frații lui 8 și cu părinții au rămas acolo. Soarta lor a fost tristă peste ani de zile. În 49 am aflat hăt peste mulți ani, 57 tata a aflat că părinții lui și cu părinții din partea, deci părinții lui, bunicul și bunicul din partea tatei și cu 5 dintre frați au fost deportați în Siberia, unde au stat până în 1959. Da, până în 59 și au fost eliberați. Atunci i-am cunoscut și eu. Da, în fine, e o poveste lungă, tristă, care, o și dacă are prea mare importanță pentru multe lume, mai ales pentru cei de astăzi, care nu știu despre acest trecut, că ar fi fost și nu numai posibil, dar chiar și real. Da, păi tocmai asta și ideea acestui podcast, că vreau să afle cât mai multă lume despre această istorie pe care dumneavoastră ne-ați povestit-o până acum. Câteva cuvinte despre locurile natale, pentru că, na, dacă tot ați vorbit de aceste deportări, despre locurile natale, cum, pentru că se înțeleg că nu prea au fost locuri natale așa pribegi cum ar veni. Nu, dar de acolo eram, de altfel, cum au fost, de altfel satul în care eu m-am născut se cheamă și satul din naștere a tatălui meu, că mama era dintr-o orășel apropiat, Ruseni. Este un sat vechi, da, de pe la 1575, așa,
dar ne tragem dintr-o familie venită de prin Polonia, prin 1526, o parte dintre ei au fost demnitari, au fugit de acolo, din Polonia, știu și locul unui, din Cesnohovo, din sudul Poloniei, au fugit de acolo, au intrat în conflict cu regele Poloniei la vremea aceea, au plecat, au refugiat la curtea domnitorului Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan cel Mare. Și de atunci pornește istoria noastră pe aceste meleaguri. De altfel, eu am și scris o carte în care un pic de arbore genealogic este prezentat despre satul meu natal, chiar așa se cheamă cartea, Ruseni din cele mai vechi timpuri până astăzi. Și în acea carte am prezentat foarte sumar și arbore genealogic, dar acum, chiar acum, în aceste zile, sunt în legătură cu autorul, ca zic așa, care a participat la realizarea acestei cărți, din Basarabia, din Moldova, să-mi studieze arborele genealogic, dar în amănunțime, nu sumar, așa cum a fost prezentat în cartea mea. Un pic mai amănunt și... Mai detaliat. Sper să ținem legătura și poate... Poate o să prezentăm și aici. E mai puțin important. De ce nu? E important pentru mine, la vârsta la care am ajuns. Oarecum și pentru copiii mei, dar mai departe de acum nu se mai transmite. Lumea are alte preocupări, altă viață, trăiește în altă lume. Deci trecutul e undeva departe, numai că totuși este important să-ți cunoști trecutul, că dacă nu-ți cunoști trecutul și istoria ta, ești ca un copil sau te poți considera ca un copil care nu-și cunoaște părinții, deci un orfan. Asta vorbă, aceste cuvinte nu le-am spus eu, nu mi-aparțin, aparțin marelui Nicolae Iorga, istoric și el de mare ținută și om politic a neamului românesc, tot și el de pe meleaguri moldovene. Moldovenia, să înțelege corect, Moldova pentru mine este de la Nistru până la Carpați. Nu cum încearcă unii să-i spună că Moldova e până la Prut, iar de dincoace nu se știe exact ce este de la Prut până la Carpați. Da, în fine, zice Republica Moldova. Iar istorie și neadevăruri istorice. Da, păi tocmai aceste neadevăruri istorice cred că ar interesa pe foarte multă lume, chiar dacă noastră ziceți că nu ar interesa, dar cu siguranță interesează, pentru că, după părerea mea, cred că generația asta, chiar dacă îi zic evoluție, dar... Eu cred că e mai mult o involuție a societății, după părerea mea. Din punct de vedere tehnic, este o evoluție, a civilizației, a tot ce se cheamă cunoașterea lumii, este o etapă, este o epocă, e o etapă foarte importantă și de mare încărcătură materială, morală, sentimentală. Este ceva normal. Trecutul aparține poveștilor celor de vârsta mea, care încă au mai avut părinți și au trăit evenimente de au putut să, prin școală, prin educație și de la părinți, au putut să afle, să știe și după aceea să aprofundeze ceva despre trecut. Pentru că, încă o dată repet, trecutul este o bucurie pentru cei care vor să-l înțeleagă și care un pic îl aprofundează. Să revenim atunci la... Altă întrebare, adu-mă mai în prezent. Acum urmează să ne spuneți câteva cuvinte despre mănăstirea Cașin. Cum ați găsit-o când ați venit prima dată? Ar trebui să încep cum am găsit Oneștiu când a venit prima dată. În 1966, când am terminat Facultatea Institutul Politehnic de Iași, Facultatea de Electroenergetică, am fost repartizat la Onești, la termocentrala, nu se cheamă Onești, am greșit, la Gheorghe Iudeș, da, corect. Lângă,
cu virgulă, care se găsea, era termocentrala de la Borzești, unde am fost repartizat și unde am trăit până la ieșirea pensii, la pensie. Am lucrat și la CET 1, pentru cei care cunosc, și la CET 2, la centrala pe cărbuni, ultimii 18 ani de zile, de altfel de unde am ieșit la pensie. După ce am ieșit la pensie, pentru că viața la termocentrală n-a prea fost ușoară, mai ales la asta, la centrala pe cărbuni, zgomotul, căldura, stresul, responsabilitatea, în fine, problemele de serviciu, așa, ale timpului de atunci. Și dorința ca această uzină să meargă, să producă energie electrică pentru platforma industrială Borzești, deci să aibă continuitate, necesită oarece efort și preocupare. Dar, în fine, asta e profesia, pentru asta am primit salariu. Pentru și, profesia ați fost, ați venit. Pentru asta am primit salariu și a venit și vremea să... A venit revoluția, cărbunele n-a mai fost necesar. Într-un fel tehnic este corect să nu mai fie necesar, numai că la vremurile de astăzi vedem ce se întâmplă. Da, s-ar putea să ne întoarcem la acele timpuri din câte, la ce prețuri sunt. Am ieșit. Bine, astea sunt discuții mai tehnici, să le lăsăm deoparte. Am ieșit la pensie și știind că aveam apartament în oraș, între timp se stinsese prima soție și băieții făcuseră amândoi aceeași facultate ca mine, unul electroenergetic, unul termoenergetic, veniseră și ei aici, i-am adus lângă mine cu slujba, dar le-a venit și lor sorocul să căsătorească, să-și facă familie, să organizeze viața, iar eu, fiind în situația după deces soției, singur, m-am gândit să nu-i deranjez și să las, da, ca orice părinte, să las unuia, să-i las unuia apartamentul în care stăteam, celuilalt îi luasem apartament, în fine, normal, astea s-a mănunte. Da, mănunte de familie. Dar mi-am dorit o oază de liniște, un loc în care să zic așa, să-mi duc într-un fel liniștit bătrânețele. Dar iată că n-a fost fie chiar așa. Am tot umblat prin satele astea de prin prejur, dar până la urmă m-am aciuat aproape întâmplător aici la Lupești. Am cumpărat o casă pe care, pe lângă care am încă făcut destule îmbunătățiri și m-am aciuat unde trăiesc până în ziua de astăzi. Ce pot spun mai mult de atâta? O viață normală de un om în vârstă la care a trecut timpul cu găini în curte, cu câini în curte. N-a trecut chiar degeaba timpul. Da, cu pomi, cu vie, cu probleme gospodărești pe care chiar dacă am trăit, ca zic așa, la Iași din 52 până am terminat facultatea, am avut locuințe în Iași, chiar apartament, chiar mai multe în zonii a Iașului, dar aici mi-am găsit tihna, ca să zic așa. Liniștea sufletească. Tihna mea n-a fost chiar să fie, pentru că eu, începând cu anul cam 1984, am cam luat drumurile Basarabiei mele dragi, spre satul natal, spre localitățile din prejurul satului natal, cu gândirea sinceră și preocuparea aproape totală ca prin acțiuni organizate acolo și aici, la Onești, să mi-aduc și eu contribuția la promovarea sau la promovarea românismului în Basarabia, de unde eu știam că a fost furat, a fost sechestrat, a fost deportat și populația de acolo și-a pierdut scânteia aceea de conștiință națională. Eu asta mi-am propus și nu știu, nu cred că am reușit, că se văd în zilele de astăzi, dacă nu ajunge, n-a reușit, cu durere în suflet o spun, să-mi satisfac această plăcere sau această dorință sau această promisiune făcută
tatălui meu, care toată viața, bine, el s-a stins de vreme, la 70 de ani, de la el știam toate amănuntele despre Basarabia, iar când am crescut mai mărișor, din cărți, din citit și din drumurile mele încoace, prin contact direct cu populația, printre care și rudele tatei și populația, sătenii, consătenii și nu numai consătenii, am avut contact cu oameni de mare ținută intelectuală și culturală, chiar și politică, în, n-am încotro, trebuie să spun Republica Moldova, deși nu-mi place, cu elevi, cu studenți, cu primari, cu diverse pături și pături sociale de, și diverse niveluri de pregătire, știu eu, profesională, intelectuală, în fine, de toate genurile. M-am încercat să mă bag în toate aceste locuri, doar o-i găsi un făgaș pentru a-mi duce eu, mi-am împlinit dorința aceea mea, care o repet acum, de a strâni, de a prinde, de a sufla în cenușa trecutului, poate s-o găsi o scânteie încă, virgulă, care să trezească la realitate, să ridice din genunchi populația asta basarabeană, a moldovenii noștri basarabeni, românii noștri basarabeni, să-și revină la normalitate, să ajungă ce au fost înainte de 1812 și după 1940, după 1940 până în 44, da? 44-45. Când a aparținut, când s-a întâmplat acel miracol extraordinar, când generația Unirii, când Sfatul Țării numărul 1 a reușit să aducă acasă Basarabia, să întregească țara. Au fost pionierii neamului românesc care atunci, la 27 martie 1918, au făcut acea minune fără de care probabil că astăzi nici nu mai puteam vorbi nici eu, nici alții, da, despre Basarabia și despre neamul românesc din Basarabia. Pentru că rusificarea ar fi fost atât de puternică încât identitatea și așa este pierdută, pentru că unui popor când îi iei limba, i-ai luat identitatea, el nu mai știe ce mai este. Și așa s-a întâmplat în Basarabia mea dragă. În cei 22 de ani de libertate și de unire cu țara, acolo a înviat românismul, care era mort, care era atrofiat după aproape 100 de ani, de 1812 până 1918, când țarismul, imperialismul țarist a stăpânit această bucată de pământ românesc dintre Prut și Nistru, a reușit să devină din nou românesc atunci când a fost lipit de neamul românesc, de țară, de regatul României, mai ales că istoria o spune, dar trebuie să o amintesc, era atât de tristă situația regatului României, încât de aceea eu îmi permit, e de la mine cuvântul acesta, miracol, mi-aparține să se întâmple acel miracol de unire, de venirea Basarabiei acasă, când România aproape era pierdută. Da, dar într-adevăr, vremurile au trecut, au venit din nou eliberatorii și din nou s-a înfipt în poporul, în neamul românesc din Basarabia, s-a înfipt cu ghearele, cu tot ce a putut, cu deportările, cu Siberia, cu împușcăturile, cu foametea, și-au transformat acest beată porțiune, acest pământ dintre Prut și Nistru, l-au transformat într-o republică socialistă, sovietică, moldovenească, adică un fel de oblast este în rusește, tradus înseamnă regiune rusească. Dar a venit și anul 91, dar când noi ajunge aici, anul 90, când am ajunge cu întrebările acolo, probabil că și de acolo am dispus destul. Da, normal, normal. Orice moment pe care îl povestiți noastră este memorabil și nu ne-a spus în mănăstirea Cașin. Da.
Cum ați descoperit? Dragule meu, am prea lungă istorie ca să până la mănăstirea Cașin. E prea lungă istoria. Bine, în amănunt eu nu vreau să mă duc, pentru că nu vreau să plictisesc și mă tem să nu pierd... Nu plictisiți oricum. Și mă tem să nu pierd esențialul. Da. Tocmai asta vreau. Și o să continui cu... Sărim de unde am rămas și venim înapoi la mănăstirea Cașin. Mm-hmm. În timp, de fapt, este mai de actualitate decât ce am spus eu până acum. Și m-am aciuat aici la mănăstirea Cașin, m-am și recăsătorit după 6 ani, după ce soția s-a stins. Băieții s-au așezat cu serviciu amândoi la ingineri la termocentrală, dar n-a fost să fie. Între timp a dispărut și termocentrala, a dispărut asta în ultimii 18 ani, între timp a dispărut și CET 1 și CET 1 unde au fost și ei salariați și mai toate și au trebuit ei să-și ia drumurile să peregrineze pe în lume, iar eu m-am încetățenit aici și am încercat să mă includ și eu consider că chiar v-ați inclus foarte bine. Nu făcând ceva deosebit pentru mănăstirea Cașin, doar că prin autoritățile locale am venit cu ideea ca mănăstirea Cașin, localitatea mănăstirea Cașin, comuna, să se înfrățească cu o comună din Basarabia. Și am găsit eu acea comună în Basarabia, comuna Parcova, care este vecină hotar cu satul meu natal, dar unde eu mă cunoșteam foarte bine cu primarul de acolo, primarul, un tip deosebit, un român, încă am văzut fără sânge alterat, alterat cu ceva rămășiții sau cu nu rămășiții, cum să le zic eu, bucățele, particele din gena rusească, la unii chiar mai mult. Și s-a realizat acest lucru. Am ajuns acolo cu copii, au fost duși copii acolo în Basarabia, în tabără, au venit copii aici la mănăstirea Cașin, s-au împrietenit, s-au schimbat după aceea s-au schimbat autoritățile, s-au schimbat... Da, s-a schimbat și politica și... Da, nu, da, asta e... Da, s-a schimbat autoritatea locală, dar eu n-am uitat de atunci și am încercat și prin actuala conducerea primăriei, autoritate locale, a Consiliului Local, am căutat să nu uit ce mi-am propus atunci și să continuăm. Și s-ar părea că anul acesta, am ajuns prea devreme în vremurile noastre, anul trecut, pe 2-3 iulie, așa, cu ocazia sărbătorii comunei Mănăstirea Cașin, să înnodăm din nou această legătură între cele două localități. Știu eu, poate se va încropi ceva, probabil ar trebui să se mai legătura să devină între cele două localități, în special prin copii, prin profesori. Normal. Să devină mai solidă, mai puternică, pentru că de altfel nu se întâmplă nimic altceva decât că în timp, prin această legătură, dorința mea trecută de a aduce românismul acolo, dar ca să-l ducem acolo românismul, trebuie să-l cunoască cei de dincolo, să-l cunoască aici. Da, trebuie să creeze niște rădăcini. Așa. Să creăm niște rădăcini mai întâi, normal, ca orice. Cu speranța asta trăiesc și acum, probabil că și în anii următori nu mă las, de altfel eu nu se înțelege că mă laud, eu pe lângă înfrățirea, bine, sunt fapte care pot dovedi prin înfrățirea, înainte de înfrățirea cu mănăstirea Cașin, am mai încercat și am mai reușit oarecum într-un fel și înfrățire a municipiului Iedineț, de unde
mă trag și eu de unii mama mea, înfrățirea municipiului Edinesc cu municipiul Onești, înfrățirea municipiului Edinesc cu orașul Târgu Ocna. Am mai încercat, au mai fost și alte încercări, satul meu natal cu o comună din județul Neamț, comuna Borlești, dar s-ar părea că, virgulă, calitatea autorităților locale din satul meu nu este de cea mai bună calitate și doar începutul a fost frumos. Când au venit în vizită aici la Borlești, când au fost primiți extraordinar, aproape un eveniment total organizat de primăria de la Borlești, la care au fost invitați cei din Basarabia, din satul meu natal, dar care, din păcate, îmi pare rău, spun cu durere, n-au înțeles să răspundă cu aceeași monedă, cu aceeași căldură cu care au fost primiți aici, să se întâmple și acolo, la mine acasă. Îi zic eu la mine acasă, deși practic acolo nu mai este nimic, nici casa în care m-am născut măcar nu mai este și multe altele, dar astea sunt amănunte despre viața și despre satul meu, dar care mai puțin interesează. Da. Da, o spun cu părere de rău și cu jenă, dar și cu ciudă și cu milă, adică trăiesc diferite stări sufletești când mă gândesc la satul meu natal, că n-am putut să-l fac, deși acolo aproape jumătate din acțiunile mele au fost spre acolo canalizate, cu copii, cu școala, cu cărți cărate, cu copii aduși în vacanță la mare, 5 ani la rând și așa mai departe, dar nu, n-am reușit să-i fac să înțeleagă pe consătenii mei că eu de fapt eram acolo nu un român, eram un consătean al lor și care pentru binele, credeam eu sau încă mai cred, până mă stinge tot am să cred, că prin puținul meu bun, puținile mele lucruri bune ce le puteam face cu mijloacele materiale minore, cât îmi permiteau și mie posibilitățile, normal, buzunarul, normal, ca să fiu mai concret, așa? Dar eu credeam că totuși ceva, sau cred că totuși ceva am făcut. De altfel, ca să rămână și cumva un picior de-a meu pe acolo pentru posteritate, acesta a fost motivul de am reușit până la urmă, aproape 5 ani, 4 ani și ceva, cu ajutor, bineînțeles, sau unui basarabean, unui cercetător istoric, ne-am scris o carte care se cheamă, am spus și la început, despre satul meu natal și acolo am povestit eu că aproape mai mult are caracter autobiografic într-un fel, dar și am plecat și spre trecut, încât am reușit să descoper și anul în care este atestat istoric satul natal în care m-am născut și pentru că familia Rusanovski, din care cu onoare și eu fac parte ca ultimii ca generațiile momentului, a timpului, are o vechime de aproape 400 de ani și am înființat acest sat și așa mai departe. Da, să trecem din nou peste amănunte. Să trecem, dar să revenim. Eu te rog să mă întreb lucruri mai altfel decât pot. Eu sunt în stare să vorbesc până seara în continuu. Da, normal. Dar nu prea mult despre satul meu și nici despre mine. Pentru că eu toată viața am fost și un om modest și un om care mi-a plăcut să-mi povestesc problemele mele. Am încercat doar acolo de unde m-am născut, unde am umblat după părinți, după bunici, după neamuri și pe unii am găsit, pe bunicul nu l-am mai găsit pentru că a rămas în Siberia, în deportare, a murit acolo și încă vreo câțiva fraze ai tatei. În fine, i-am cunoscut și eu hăt la maturitate, după aceea încoace și la bătrânețe aproape. Și în continuare n-am uitat să mă duc sau să organizez de-a lungul timpului aici la Onești, la bibliotecă, cu sprijinul bibliotecii, mi-a pus la dispoziție sala mare, aula, și am adus de-a lungul timpului din Basarabia oameni de mare cultură, oameni de mare ținută, care au
vorbit aici despre Basarabia, despre unire, despre românism, iar acolo de asemenea m-am dus și de aici cu oameni și eu am participat, am fost invitat la fel de acțiuni de astea pro-unioniste. Eu am și o mică istorie referitor la unire acolo, întâmplare. Ce să mai spun? Am avut ocazia să trăiesc ca într-un fel, oarecum, cu fără a să înțelege, să nu cumva să creadă cineva că modestia nu mă caracterizează. Totuși, de-a lungul timpului, și prin cei care i-am adus oameni de cultură, ziariști din Basarabia și istorici deosebiți aici, s-a evit momentul, a apărut așa ca o sclipire în toate aceste activități, ideea unei ridicări a unei cruci în Basarabia. Și vreau să o spun cu mare stimă și mare considerație și totală admirație pentru familia Maria și Gheorghe Dohotaru. Așa, în fine. Am avut mai multe acțiuni cu doamna Maria Dohotaru, o femeie extraordinară și el un om nemaipomenit de ghiță. Mergând la o expoziție de carte la Chișinău, la Biblioteca Națională, de aici acolo, dumneiei fiind patron la Magic Print, a prezentat cărți de mare ținută tehnică, de valoare, ca zic așa, de expoziții chiar la nivel mult mai înalt. Ce se întâmplă, și nu pot să uit treaba aceasta, întorcându-ne într-o seară cu mașina dumneiei, am fost într-o seară întorcându-ne la Chișinău, era și soția mea actuală în mașină și nu știu cum veni vorba de cruce, de ceva care ar trebui să se ridice în Basarabia, ceva care se semene cu crucea de pe dealul Perchiului, de pe dealul Perchiului. Pentru că această cruce a fost văzută de patronii la vremea aceea ai postului de radio Vocea Basarabiei de la Chișinău, Maria și Valeriu Săhărneanu, într-o vizită aici la noi, au văzut într-o noapte cruce aceea Perchiul luminând și am purtat noi o discuție așa și spunea că domnul Constantin, ce frumos i-ar sta și la noi în Basarabia, la Nisiporeni, acolo la o asemenea cruce care se lumineze noaptea. Au trecut timp, un an de zile aproape, am încercat să apelez la oameni care aveau oare posibilități, am considerat eu, a fost și prietenul meu, Sergiu Blajevski, până la urmă n-am putut că a avut probleme economice așa cu firma, dar venind de la Chișinău cu doamna Maria Dohotaru, nu știu cum veni vorba, și m-a întrebat, dar tot de cruci vorbeam ceva cu Mariana, cu soția, și am întrebat, dar despre cruci, despre ce cruci e vorba, bădiță? Că în Basarabia formula de poetețe pentru om mai în vârstă este bădiță, da, diminutivă. Asta m-a și atunci am început povestea și am spus, uite, așa au fost la mine, în familia Săhărneanu și încă două familii de ziariști din așa și au văzut crucea aceea de acolo și tare frumos i-ar sta o asemenea cruce. Iar doamna cu fantastica ei deschidere către frumos, către a face bine neamului, a zis, bădiță, ia să mă suni peste vreo câteva zile. Și am sunat-o peste câteva zile și îmi spune, bădiță, crucea de la Nisiporeni se va construi. A, deci vi s-a îndeplinit un vis, dacă pot să-i spun așa. Mai mare bucurie, o bucurie mai mare a momentului, a vârstei, nu puteam să am decât că se împlinea această dorință. Și până la urmă s-a materializat și s-a făcut și la Nisiporeni, pe dealul Zghihara, deasupra Nisiporenului, tronează o cruce de 36 de metri înălțime.
făcute la Onești aici, la firma, de către firma donație, de către firma Gheorghe Ghiță Duhotaru. Uh-huh, uh-huh. Da. În fine, timpul a trecut, crucea se cheamă Crucea Mântuirii Neamului Românesc, frumos nume, arată minunat. Autoritățile locale pe moment n-au achiesat să își arăte interesul deosebit pentru această minune care s-a făcut acolo, să vede cine știe. Am auzit că în momentele când este senin, se vede chiar dinspre Prut, de la Prut până acolo. Da, da, păi... Da, și iacăta așa, mi-am adus aminte de subiectul acesta, dar era tot legat de Onești. Normal. Da. Crucea tot legat de Onești. Asta e și ideea. Înfrățirile tot legat de Onești, mănăstirea tot legată de zona Oneștiului și așa mai departe. Păi... Ce poți să spui mai frumos decât amintiri de genul acesta care cumva mi-au încărcat de dorință, de ambiție și de satisfacție, dar și de dezamăgiri subiectul Basarabia. Cât dezamăgiri am avut și am în continuare, pentru că visul tatei și al meu, dorința mea, visul meu, nici până în ziua de azi nu s-a împlinit. Și mă tem... Cu siguranță o să se împlinească la un moment sting, dat. Mă tem că am să mă sting și nu cred că se vor împlini. Dar astea sunt ale mele. Da, eu cred că... Ale mele și ale poporului român din care și eu fac parte. Pretind că mă fac parte și cu cinste, cu plăcere spun treaba asta. Da. Da. Și acum o întrebare care... Ia să vedem. Nu știu dacă... Da. Hai, fără de jenă! De ce Lupești și nu, de exemplu, mănăstire? Mănăstire a fost... Acolo am găsit. Deci acolo a fost... Acolo a fost soarta. Acolo, exact. Am găsit. Se pare că acolo de fapt, după ce am ieșit la pensie, chiar și înainte de ieși la pensie, eu am dorit să găsesc un loc undeva în apropierea orașului. Așa. Vreau să spun, eu cu Iași o terminasem, pentru că eu pe mama, când, după ce s-a stins tata, după câțiva ani de zile, m-a mai rămas la Iași și a trăit singur acolo în apartament. Bătrânețea și a mamei și preocupările mele cu serviciu, vă dați seama că nu puteam să mă duc în permanență să o văd, să o îngrijesc. Și am adus-o aici. Da, și a trebuit să veniți și cu mama aici. Și a trăit aici. Și în momentul când am vândut apartamentul de Iași, pe care am luat niște bani buni, pentru că era chiar în Piața Unirii, cu acei bani am reușit de a veni aici și am cumpărat câte ceva pe aici, așa am mai făcut îmbunătățiri. Și normal, așa, ca orice om. Așa m-am făcut... mănăstirean. Da. Iar cu Lupeștiu a fost o pură întâmplare. Am căutat peste tot, n-am găsit ce am vrut eu și de-acum ieșisem la pensie, începusem și eu să mă mai moi, să mă uzez. Posibilitățile materiale sunt puțin asere și m-am gândit să-mi cumpăr. Și am găsit-o pe aceea acolo și m-am ocupat de ea și acum mă ocup de ea. Da, tot mai fac ceva pe lângă ea. Păi da. Normal că... Și ea ca așa, Miss Mănăstirean, pe buletinul meu scrie, domiciliu stabil, Comuna Mănăstirea Cașin, sat Lupești. Da. Și acum, să revenind la istorie, un pic despre ce a însemnat Mănăstirea Cașin pentru istoria neamului. Mănăstirea Cașinului, eu, ca să fiu sincer, să recunosc, ca să fiu sincer, eu despre Mănăstirea Cașin am știut puține și încă nu știu suficient. Deci am știut puține, dar încă nu suficient. Ce știu acum nu e suficient. Pentru că de-a lungul timpului, cum să spun, chiar primii ani când am venit aici, prea eram eu acomodat și nu prea eram eu, nu cunoști pe nimeni, ca un străin am venit, practic. Da, așa. Și nici n-am găsit, că am căutat, n-am găsit monografia cu Mănăstirii Cașin, că eu am căutat-o și am vrut să o citesc, ca să fiu cât de cât informat despre locul unde trăiesc, că probabil mă mai întreabă cineva pe undeva, chiar și în Basarabia am fost întrebat, dar cum e acolo, dar ce? Mai ales că eu în discuții încercam să duc discuția spre acolo încât să fiu întrebat. Da, ca să... Să am ce spune, să nu mă bag în vorbă, așa că am apărut și eu acolo și am ce spune. Da, da. Păi, tocmai... O clipă. Și... Atunci când mi-a venit ideea cu înfrățirea, acum 6 ani, cred, 5 ani în urmă, numai așa,
Atunci, și mai ales că mai și cunoșteam vreo câțiva oameni de pe aici, după aceea cu internetul, cu postările mele pe Facebook și mai departe, am început să văd cine citește, am mai și bună ziua pe aici, plus că mulți, vreo câțiva chiar, dacă nu, chiar 5, 6, 10, cred că locuitorii ai mănăstirii Cașin au fost salariați la care Balten, colegi de serviciu. Așa? Și i-am mai întâlnit pe aici, am diferite ocazii, pe la cooperativă, pe la primărie, pe aici, pe acolo, și am început să mă simt și eu așa, într-un fel, parcă mai de-a locului, așa. Și ea că așa s-au legat și până la urmă am cu înfrățirea, dar tot n-am găsit monografia. Și până la urmă, de-abia anul trecut, nu mai țin minte cine mi-a dat-o, cine, de unde am făcut rost de ea. De la doamna Maria Dohotaru de la Magic Print. Da, acolo am înțeles ei, și eu că dumnea ei mi-a găsește, dat o Mărioara, am rugat-o, Mărioară, tu n-ai cu tine, caut și nu găsi, Mărioară, tu n-ai o, din resturile tale, că știu că tu ai făcut, ai scris monografia asta, la tine la editură. Și bădiță, stai așa că caut. Și s-a dus peste o zi, îmi spune, vină că am găsit. Și am luat și eu acasă și am citit și am obiceiul când citesc, mai și subliniez câte ceva ce găsesc eu mai important și am început și am aflat despre ceva despre trecutul istoric, mă refer la războiul prim mondial, la războiul al doilea mondial, știam câte ceva de zonă, de lupte, dar mai cu lux de amănunte, câți eroi. Știam că Regina Maria a trecut pe aici, aveam acasă cartea aceea, Regina Maria, de 3 volume și mai departe. Despre Fata Moartă, probabil, vorbiți, nu? Cum? Volumul acela, Fata Moartă. Nu, chiar Regina Maria se cheamă. Am 3 volume. Da, și am încet, încet am intrat în atmosfera, ca să zic așa, a trecutului localității. Am participat și la acțiuni organizate pe la Mănăstirea Cașin, pe la școală, pe la Căminul Cultural. Am și cunoscut ulterior doamna primar actuală, anterior de a fi primar, ne cunoaște mai din timp. Dumnezeu a fost colegă de serviciu cu nora mea, eu coleg de serviciu cu soțul dânsei, cu Costel, și cu primarii dinainte am avut relații așa de respect, de normal, ca orice om, înainte de funcție este omul, după părerea mea. Și așa s-au legat și cu profesori de la școală, m-am cunoscut cu fostul director de la școală, tot pe chestie de Basarabia, pe chestie de unire, pe treburi de astea. Și după aceea de istorie. Am participat la acțiuni, la una, două, trei, la patru acțiuni, cinci, iar la organizate de către primării și de cultul eroilor, și chiar odată am participat și la și de mai multe ori la depunere, la cinstirea eroilor, da. La eroi, da. Da. Și ea ca așa m-am legat, știi, că fata se leagă, fetele se leagă de pământul unde se căsătoresc unii da, trei. Parcă așa este, da, exact, dictonul, da. Așa și eu m-am legat. Nimic nu e întâmplător, cum ar veni. Da, de pământul în care trăiesc, de unii respiră aer, de unii beau apă și mai departe, da. Și ea ca așa, și îmi place că m-am aciuat aici. În primul rând, e o zonă extraordinar de frumoasă, o zonă cu încărcătură istorică despre care la orice discuție și cu părintele, Sfinția sa, părintele Ioan Bârgăuanu, am avut de multe ori discuții, aș fost la mine acasă de multe, cu preotul de la noi, de la Lopești, părintele Miloiu, până și la spovedanii discutăm tot despre mănăstire, despre neam, despre România, despre Basarabia și așa mai departe. Deci, nu-mi pare rău că m-am aciuat aici. Nu-mi pare rău. Chiar îmi pare bine și sunt într-un fel așa mulțumit.
Da, păi asta era și ideea. Și acum să vorbim, de ce mănăstirea Cașin este așa într-un, în continuare, într-un anonimat, așa obscur? Eu cred că nu este chiar într-un anonimat. Eu cred în că, ultimul timp, da, dar nu, a nu, fost. Eu cred fost. Că noi, poporul, noi cei care de-a lungul timpului am trăit pe aceste meleaguri, am avut așa preocupări, încât ne-au furat din timp și din momentele de gândire referitoare la loc, la importanță, la trecut, la eroi, la cei căzuți, la cei care au apărut cu arma în mână aceste pământuri și nu numai. Dar iată că a venit vremea acum ca prin oameni de bună credință, din oameni de bună voință și cu străpunși de patriotism, pe străpunși de respectul pentru strămoși, s-a creat așa o psihoză plăcută, ca să-i zic, de respect, de aducere aminte și de aducere în prezent a trecutului locului. Da. Și asta e foarte, foarte bine, mai ales pentru țânțarii aminte, pentru copiii aia care acum cresc și care de la părinții lor, poate mai puțin, dar de la profesori și de la asemenea evenimente, rămân cu ceva. Da, rămân cu ceva. Cu cunoștințe. Da. Vedeți că și profesorii și profesorii ar trebui stimulați cumva să îndrume copiii. Stai așa, Olec, adică cum să fie stimulați? Ei prin profesie, de aia se cheam profesori, prin profesie sunt obligați. Da, chiar normal, dacă, normal că sunt obligați. Chiar dacă programa școlară nu acordă, ce observ în ultima vreme, exact, nu acordă suficient timp unor evenimente din istoria neamului nostru și nu le dă importanța cuvenită și se trece cu la și altele, ca virul capitol, iată că dumnealor au menirea, prin profesie, să trezească în acești copii prin spusele lor, prin acțiunile care le organizează, să trezească în ei respectul pentru strămoși. Vreau să fac o paranteză aici. Eu, la vârsta când eram deja la liceu, greșesc, eram deja la liceu, cred că în clasa a 9-a sau a 10-a, dar într-a 9-a, mi-aduc aminte că o doamnă profesor, Dumnezeu să o ierte, de istorie, doamna Caransevici, culmea era tot basarabeancă și tot refugiată și culmea tot din zona de unde era născută mama, din Edineț, din zona Edineț de acolo, dar era un profesor de istorie ieșit din comun. Și pauzele, rămâneam în pauză ascultând-o și avea calitatea de a ne-a conduce cu povestea ei, parcă trăiam momentele care le povestea. Este ceva extraordinar. Deci, menirea profesorilor de limbă română și de istorie și ceilalți profesori au datoria sacră să inoculeze în sufletul, să inducă în sufletul copiilor multe lucruri. Dar eu am să enumăr doar 5-6. În primul rând, să-ți iubești locul natal, să-ți iubești limba mamei, că e limba ta română. Să-ți respecti și să-ți te slujești în fața soarelui nostru, cel tricolor, roșu, galben și albastru. Să-ți respecti strămoșii. Și după aceea mai este încă una. Nu ești patriot dacă nu ești unionist. Ei, asta e de acum pentru noi ăștia mai în vârstă. Da. Bine, nu neapărat despre în vârstă, dar care ar trebui... Domne, trebuie indus în sufletul lor patriotism. Patriotismul nu se vorbește, patriotismul se clădește, se trăiește, arde în suflet. Transmite. Voce multă, gălăgie multă și vorbi multe, gălăgie și fapte puține, astea sunt ieftine. Da. Păi, asta era și ideea. Probabil că ați văzut și manualele de istorie de astăzi.
Cum erau, de exemplu, când... Sunt slabe, sunt uscate. Chiar n-au foarte conținut, uscate. N-au conținut. Față de manuale de istorie care pot să zic că am din timpul școlii mele, acum, nu văd niciun... Nu văd ce interes ar avea copilul să, pentru istorie, eu, din manuale. Eu am nepoții mei, unul are 24 de ani și unul are 18, de la anul bacaloriatul. Bine, cu vârsta înveți multe, dar răsfăind cărțile lor și întrebându-i câte ceva, am constatat că sunt seci, rânduri puține despre personalități imense pentru neamul românesc. Oare cum poți să vorbești despre Mihai Viteazu numai atâta? Câteva rânduri în cartea de istorie, când Mihai Viteazu a spus despre el, regele Carol I, de veți mai trăi 1000 de ani, nu veți mai avea unul ca Mihai Viteazu. Regele Carol I a făcut asemenea afirmații. Da, normal. Și despre Ștefan cel Mare, de asemenea, tot atât de puțin, când el până și de papă a fost considerat apărător al creștinătății. Iar noi acum, două, trei rânduri, o singură oră de istorie pe săptămână și gata, nu se mai dă lucrări de control. Bine, se pare că învățământul, noi suntem demodați, cel puțin eu. De aceea nu înțelegem noile cărți și noile curente în cei 32, aduse de cei 32 de miniștri ai culturii care s-au perindat la Ministerul Culturii de la, în cei 32 de ani de la Revoluție. Ia câtă! Câte programe s-au schimbat de atunci până acum. Fiecare cu mintea lui, dar spre... De ce? Spre, cum se cheamă, spre durerea sau spre nenorocirea sau spre dezinformarea, mai bine zis, a generațiilor viitoare. Păcat! Da. Și acum să vorbim un pic despre, că am amintit la început, ați amintit, de fapt, de evenimentul care a avut loc anul trecut în vară. Prima zi, adică acel simpozion. Da, câteva cuvinte. Am participat, da, cum să nu, da. Câteva cuvinte. Cum vi s-a părut? În primul rând, participarea, sala, mi-a fost, cum se cheamă, a fost un mediu foarte bine populat și am văzut acolo și puștime copii, dar am văzut și oameni maturi, am văzut și adolescenți și am văzut și oameni chiar și mai în vârstă, în afară de cadrele didactice. Eu, cum să vă spun, eu le trăiesc într-un mod deosebit aceste evenimente, pentru că eu, deși nu par, dar eu sunt o fire sensibilă. Și trăiesc în mine așa mai altfel, adică sunt atent și la amănunte. Da, păi... Da. Sunt atent și la amănunte. De exemplu, am ascultat doamna director, da? Doamna directoare, da? Felicia, da. Da, doamna director. Mi-a plăcut în mod deosebit cuvântul, dar înainte de toate, organizarea, toată stima și considerația și pentru organizare și pentru cuvântul doamnei primar. Da, da. E mult mai tânără ca mine, de multe ori eu îi spun doamna primar, dar parcă e mai aproape de suflet când îi spun Adriana și lui Costel, îi spun Costel. Ne cunoaștem mai din timp și dacă o să mai scap și numele mic și doamna primar, nu trebuie normal, tratate. Da, la urmă, organizarea a fost foarte bună și cuvântul doamnei primar a făcut să zornăie niște corzi, să vibreze niște corzi. A stârnit ceva. Da. Iar copiii, pentru băiatul ăsta, cum îl cheamă, care se ocupă de partea artistică? Cristian Brânaru. Băiatul ăsta merită toată stima și considerația. Da, păi, da, și eu. Iar copiii ăștia, când am fost atunci la Parcova, la confrățirea astăvară, au dat un spectacol. Apropo de asta, chiar îmi pare sincer rău că nu am putut ajunge. Au dat un adevărat spectacol
peste tot, și îmi pare rău că trebuie să o spun, peste tot ce au pregătit și au prezentat localnicii. Au dat aproape, eu l-am considerat, deși nu sunt în materie, nu am chiar cultură muzicală și nici artistică, dar am zis eu și mi se pare că i-am zis și cum îl cheamă? Cristi, da. I-am zis, băi, dar tu ai ajuns la aproape la nivel de profesionism cu copiii ăștia. În doar 5 ani de când s-a înființat ansamblu. Da, știu. Da, păi da, eu cam de atunci, deci, de când am început să ies aici în comună, ca zic așa, de când cu vechea administrație am încercat înfrățirea și am ieșit și eu așa, ca zic, la lume, cam de atunci l-am văzut un băiat foarte, foarte dedicat. Dedicat subiectului. Da, e foarte dedicat și părerea mea că puțin vor fi ca eu. Da. Și... bine, cred că și place, este și are har. Da, a venit și din mediul ăsta. E dăruit dăruit aceste activități, toată stima pentru el. Și iar a doua zi, și o să trecem peste, a doua zi când ce s-a desfășurat acolo sus pe luncă, pot să spun că a fost așa spre... Eu mai fusesem și în alte localități, dar nu la nivelul ăsta, prezentare și organizare, nu. Da, dar uite că a fost la a treia ediție. Am avut element de comparație, foarte frumos organizat, toată stima, așa. Acum ce să spun, de obicei când tot ceva se schimbă, se mai vine și cu ceva mai nou. Da. Așa. Ei, și la acțiunile organizate la acolo, cum se cheamă locul vechiul primar, sus unde e acolo izvorul Zboina. De la sau ce, la ce? A păstrăvării la stânga, sus. Cascada? Nu, cascada e în partea asta. Fata moartă acolo sau unde? Unde e un izvor, cu izvorul regelui sau lui Ferdinand. Masa regelui. Da, foarte frumos, am participat atunci, am fost invitat. Așa, atunci, după aceea, am mai fost invitat și încă un alt loc tot istoric. Dar la fata moartă n-am ajuns. N-am fost. Păi da, eu de la cascadă un pic mai sus. Nu, n-am, la cascadă am fost. Da, deci cam acolo. De la cascadă caz mai sus mai este încă atunci, cascadă mai mică. Când au venit musafirii din Basarabia atunci la prima cunoștință, am fost și la cascadă. Și ăla a fost un moment istoric de o încărcătură extraordinară la cum se cheamă aia, la izvorul sau masa regelui, cum i-ai spus? Masa lui Ferdinand. Masa lui Ferdinand, da. Foarte, așa parcă te înfiora. În afară de faptul că era foșnetul cel al pădurii, susurul se auzea cât de cât era apa. Era în pădure, așa, și ecou, și ecou îți crea o stare așa de parcă de fiori într-un fel, da. Da, din păcate la chestia aici nu prea n-am fost prezent pentru că, na. Și eu pot să zic că sunt oarecum nou aici în mănăstire, pentru că eu am cam 30 de ani de când am copilărit în oraș. Da. Deci pot să zic că de curând am venit în Onești și din oraș. De ce? Nu prea dacă, dacă vrei să mai ai și altă dată discuții, cum se cheamă, nu mă lăsa să... De nici nu pot să spun tot, nu că nu pot. Nu mi-aduc aminte de chestii care pentru mine au însemnat ceva, poate n-au valoare, dar de eu... De ce să nu aibă valoare? Păi... Dar puteți eu, să spuneți orice. Dar eu, nu. Dacă, orice ce considerați dumneavoastră. Dacă mă lași să vorbesc, să-mi vorbesc pe mâine seară de Basarabia și despre neamul meu și despre basarabeni și despre români, despre românism și despre actuala situație din Basarabia din punct de vedere a populației, a vieții, a limbii române și mai departe. Eu sunt invitat an la rând la Ziua Limbii la bibliotecă, organizează profesorii și acolo de-aia mă cheamă, pentru că vorbesc despre limba română și despre situația limbii române
în Republica Moldova, care de fapt se cheamă Basarabia. Eu vreau să spun că am și declarat-o în cercuri mai restrânse, că mi-a fost teamă să nu cumva să-mi dea interzis în Republica Moldova să intru și mai departe. Eu nu recunosc statul Republica Moldova pentru că el nu există, n-are niciun trecut, n-are istorie. El este un stat artificial făcut. Da, oarecum. Păi, nu oarecum, este asta artificial. E și acum. Asta e și ideea acum. Pentru că am amintit de Basarabia. Dar nu mă aduce chiar în prezent. Mai lasă-mă mai în trecut. Păi, nu mă aduce. Asta și vreau să nu fac. Mă aduce cu discuția în prezent. Mai lasă-mă. Păi, asta și vreau să fac acum. Să revenim un pic la că ați spus de atâtea ori Basarabia. Ce înseamnă intrând mai adânc așa în povestea Basarabiei. Da. De ce Basarabia și nu Republica Moldova? Ce înseamnă un pic povestit te rog, istoria? Te rog să asculți un pic. Da, vă ascult. Eu, cu cea mai mare plăcere. Eu, imediat după Revoluție, nu, înainte de Revoluție, pe buletinul meu de identitate scria născut Comuna Ruseni URSS. Deci, o minciună deodată. De unde Ruseni? Eu născut în URSS. URSS-ul la vremea aceea era la Moscova și era până la Nistru. Bun. După aceea a venit Revoluția. Mă uitam la buletin cu jale și cu jind și mă gândeam, cum Dumnezeu, mă, cum poți să... Deci URSS-ul nu mai există, dar eu tot în URSS sunt născut. Așa scrie buletin. Și m-am dus la poliție. Deja era poliție, nu mai era miliție. Și m-am dus la, nu îmi scap acum cum îl cheamă, Chiriac, colonel parcă era. Da, domnule, am o rugăminte. Eu nu pot trăi, nu pot dormi cu buletinul ăsta pe care scrie născut Ruseni URSS. Și fă ceva, domnule, modifică ceva, fă-mi ceva. Domnule, și mi-a spus, eu i-am spus să scrie născut în Basarabia. Și că, domnule, nu pot să scriu, Basarabia nu există. Domnule, dar fă ceva, domnule, că eu sunt născut acolo. Zi România, că eu sunt născut în România, domnule. 43 când sunt născut eu. Ce că nici asta. Domnule, dar ce poți să scrii? Și scrie acolo, la mine scrie acum, născut în Republica Moldova. Altă minciună istorică. Exact la asta vreau. Deci sunt un fel de Ion for de țară. Da, exact la asta vreau să ajung. De ce... Da, o clipă. Deci, Basarabia aceasta este o minciună din punct de vedere al numelui, este un furt istoric, ca și furtul efectiv comis de către Imperiul Țarist la 1812, pe data de 16 mai, când în urma unui război cu turcii, prin pacea de la București, de la Hanul lui Mănuc, din camera 16, unde fac o paranteză, am fost când s-au împlinit 100 de ani de la furtul Basarabiei la Hanul lui Mănuc în camera 16, am fost și eu acolo și nu singur, împreună cu primul prim-ministru al Republicii Moldova, prietenul meu deosebit, Mircea Drug. După acel furt, ca să justifice... Bine, e o istorie mai lungă, dar nu-i caz să ne băgăm în ea. Ca să justifice Rusia faptul că a furat această bucățică de pământ, care de fapt era partea de sud, așa numitul Bugeag, nu s-au mulțumit cu numai cu Bugeagul, care era trecut în protocolul de vânzare, ca zic, sau de dăruire, că au dăruit turcii, au vândut turcii Imperiului Țarist, ca despăgubire de război, ceva acolo, i-a vândut această bucată de pământ care este deasupra brațului Chilia, în partea de sud, astăzi se află în Ucraina, se chema Bugeagul, dar acel loc se chema în istorie Basarabia, pentru că era moștenire sau stăpânită de către Basarab I, domnitor al Munteniei, iar cu timpul, anii trecând, Ștefan cel Mare, nu mi-aduc aminte exact, prin bătălia de la Fântână, de la nu, nu, cum am citit, jos la limanul Nistrului, Cetatea Albă. Așa. Prin bătălia de la Cetatea Albă,
a cucerit-o și a aparținut ulterior până în zilele de până la 1812 și după aceea și în perioada cât a fost a aparținut României, a aparținut Principatului Moldovei. Ei, dar rușii ce au făcut? Ei, ca să justifice și ocuparea restului Basarabiei, nu numai bucata aceea de pământ de la care se cheamă Bugeag, au intitulat întregul spațiu dintre Prut și Nistru pe care l-au ocupat, l-au furat atunci, i-a dat numele de Basarabia. Basarabia. Așa. Ei, și Basarabia a rămas în vocabularul, în mentalul populației, a rămas Basarabia, iar locuitorii să se cheme basarabeni. Dar până atunci, acest spațiu teritorial, acest teritoriu dintre Prut și Nistru, până atunci, de fapt, era un loc unde populația era foarte rară, aproape deloc nu era. Pe acolo pășteau hoardele, turmele sau hergheliile de cai a tătarilor din zona aceea, așa cum se cheamă, care năvăliseră în coadice spre Europa și sacioaseră acolo pentru o bucată de vreme. Nu intrăm în amănunt, de ce vreau să sar peste mult timp. Da. De ce, și, de ce să sărim? Că... Și iată că de aceea și tata meu și eu s-a născut și bunicii mei, poate mai puțin, dar tata s-a născut în Basarabia, pentru că până atunci, de la 1812, ea s-a numit Basarabskaya Oblast și a rămas așa în vorbirea curentă că acea bucată de pământ se cheamă Basarabia. Dar de fapt e Moldova toată ziua, domnule. Da, toată ziua, Moldova... pentru că Moldova istorică s-a întins de la Nistru până la Carpați. Deci impropriu se spune Moldova. Îi se spune Basarabia. Dar a rămas așa. Ei, eu pentru că m-am născut în România, iar tata îmi spunea de Basarabia, eu am rămas cu Basarabia în suflet și Basarabia o să-i spun până mă închide ochii. Pentru că eu mă numesc român basarabean sau moldovean basarabean. Exact, dar... Ca să fie clar. Deci nu... Așa. Și de aceea eu am... pentru mine Republica Moldova este un fals istoric. Este un fals istoric. De la Republica Socialist Sovietică Moldovenească, deci de la Basarabia, de la România, de la Basarabia, după aceea ajunge Republica Socialist Sovietică Moldovenească și mai târziu, la 1991, când Republica Socialistă Sovietică Moldovenească reușește și își capte independența față de Uniunea Sovietică, care era în cădere, era muribundă, i-au spus Republica Moldova. Și iată, așa a apărut în loc de Moldova, a apărut Republica Moldova, iar acolo moldovenii nu-și mai spun nici măcar basarabeni, își spun, nu-și spun români, nici basarabeni, își spun moldoveni. Și că vorbesc limba moldovenească. Dar ăsta, subiectul ăsta, lasă-l pe altdată cu moldovenismul. Că asta are așa o discuție, cum să zic eu, mai aplicată, fără a mă pierde în amănunte de astea de aici, colo, cum se întâmplă acum. Da, da, normal. Poate fi împotriva și... acestui moldovenism, ultimii mei 40 de ani s-au irosit crezând că voi reuși ca acest moldovenism să despară din mentalul populației de acolo, dintre Prut și Nistru, până că și ei au ajuns să-și spună moldoveni. Ba chiar un neisprăvit din satul meu natal și-a permis într-o discuție alta, el nu era, era alături pe acolo prin discuții, era asista cu un profesor, cu doi profesori am de vorbă și mi-a pus următoarea întrebare, care eu a crezut că mă încuie, mă face praf. Uh-huh. Ia mai lasă, domnule, dar chiar așa cu un ton de asta, fără respect, de vârstă. Ea nu mai toată atâta, ci cu atâta România și România și cu români și români. Și Ștefan cel Mare a fost român
Răspunde dumneata la, la întrebarea asta. Da. Dacă aveam o piatră, i-aruncam în cablă. Dar n-ai cu cine. Dacă educația lor atât de precară este încât poate să gândească așa. Ia câtă. Cam ăsta este actualul. Cam ăștia sunt acum actualii mei naționali, ca să zic așa. Cum spun basarabeni, moldoveni, basarabeni, cum spun ei, nu spun consângeni. Ia că ăștia sunt consângenii mei. Consângeni. Asta e din limba moldovenească, cu ghilimele. Nu există așa ceva. Bagiocorul la limba română. Aha, da. Da. Eu am zis că e vreun regionalism de acolo. Da, e regionalism. Dar eu îi zic limba moldovenească. Pentru că a apărut și un dicționar. Moldoromân. Există? Da, păi am observat chiar și în Google, dacă cauți să selectezi limba, chiar asta de curând am văzut-o, nu știu dacă ați observat, da. Dacă căutați undeva să selectați limba, da. Scrie română și Republica Moldova. În Constituție limba oficială este limba română. Da, dar... Da. Am venit. Se poate selecta. Bine. Mai sunt două țări pe pământul ăsta în care se cheamă țări, care vorbesc aceeași limbă. Este Coreea de Nord și Coreea de Sud și România și Republica Moldova. Da, păi cam... N-aș vrea să avem aceeași soartă ca în Coreea, nu știu. Bine, aia e departe, nu. Ăla o să crapiși tâmpitul ăla, nu, o să moară, cum toți dictatorii au în sfârșit, ei nu, ăștia nu mor în pat acasă. Da, dar până mor cam schimbă, da, da, schimbă foarte multe generații. Da, da, ucid lumea. Da. Cam schimbă foarte multe generații. Numai prezența lor prin ceea ce fac constituie genocid. Da. Și acum, care e legătura acestui toponim cu dinastia basarabilor? Păi am spus un pic mai înainte. Acel teritoriu a fost cucerit și a aparținut domnitorului Basarab I. Și de atunci i s-a spus Basaraban înseamnă supus al lui Basarab. Ia că de acolo vine... numele de provincia de Basarabia, părții de sud, și a fost extinsă de către Imperiul Țarist, a fost extinsă pentru tot spațiul de la brațul Chilia până la Hotin. Și acum o întrebare care chiar am găsit-o pe internet asta. Nu, am greșit. Fără Hotin, pentru că la Hotin a aparținut de Imperiul Habsburgic. Da. O întrebare care am găsit-o pe internet. A fost sudul Moldovei în componența țării românești? Da, înainte de unire, de la 1858 până la 1876 a aparținut de Principatul Moldovei. Da, păi... A aparținut Principatul Moldovei. Sigur, până la unirea cea mică a găsit sudul Basarabiei în componența Principatului Moldovei. Sigur. Și pentru că ați vorbit despre Imperiul Țarist. Da. De ce la o microregiune din sudul Moldovei în contextul pretențiilor și a expansiunii pe teritoriu a Imperiului Țarist s-a extins pentru o zonă geografică mult mai largă? Ce a însemnat în 1918 transformarea Basarabiei rusești în Basarabia românească? A însemnat, amintisem eu o leacă mai devreme, acea minune, acel miracol. Acel miracol care a smult de sub, dar condițiile istorice erau foarte precare. Rusia, Imperiul Țarist murea, iar Uniunea Sovietică abia se năștea. Deci condițiile istorice ale momentului au putut și a făcut posibilă unirea Basarabiei cu regatul României, pentru că rușii care începuseră să se bolșevizeze, Lenin
să-i facă din ruși, să-i facă sovietici, aveau alte preocupări. N-au avut ei timp să se ocupe, ba chiar Lenin a făcut și o declarație politică că se va, toate fostele teritorii țariste au dreptul la autodeterminare. Și iată că atunci a profitat nu numai Moldova, a profitat și alte porțiuni din fostul Imperiu Țarist, deși au câștigat independența. Dar Basarabia, printr-o generație care se cheamă Generația Unirii, eu am un tablou formidabil acasă cu toată Generația Unirii, care au înființat Sfatul Țării. De fapt, nu Generația Unirii a înființat Sfatul Țării. Sfatul Țării a fost înființat de către Congresul Militarilor, care plecaseră din armata țaristă. S-a întâmplat la Odessa acest congres, sau dezertaseră, dar războiul era de terminat, armata bolșevică, în armată pătrunsese bolșevismul și s-au destrămat armata aceea, ca să zic așa, țaristă, și de acum apărea bolșevismul. Ei, a noștri ofițerii basarabeni, deci români, adunați la Odessa, au hotărât să înființeze un organ al țării care se cheme Sfatul Țării. Dar ca să, până la acest organ, care să hotărească situația părții de pământ dintre Prut și Nistru, au înființat un organul politic numit Sfatul Țării, care a fost populat cu cele mai mari valori intelectuale ale Basarabiei, care au hotărât prin vot, au hotărât unirea Basarabiei cu țara. Bine, aici sunt mai multe etape, dar eu vreau să le scurtez. Na. Și au hotărât în final Sfatul Țării, au hotărât unirea cu țara. Ei, au hotărât unirea cu țara, dar numai în situația în care bolșevismul și rușii, armata de ruși formată, care saciuaseră undeva prin dincolo de Nistru, bandele acestea au încercat să producă dezordine în proaspăta formațiunii statală care se înfiripa între Prut și Nistru, nu numai dezordine, crimă, tortură. Ca o paranteză, cam ce s-a întâmplat, de ce cred eu că oarecum se repetă istoria? E cam o situație asemănătoare cam ce s-a întâmplat acum cu Ucraina, rușii și Ucraina. A, bine, oare, la alte condiții. Bine, e altă, dar... Și vreau să o scurtez cu treaba aceasta. Uite care e treaba. Acest sfat al țării, care și-a declarat independența față de Imperiul Țarist, și a profitat de faptul că Lenin a dat liber și a spus că toate provinciile care au aparținut Imperiului Țarist și vor independență, au dreptul la independență, și a profitat de această ocazie și Moldova. Și iată, Moldova cu Congresul Militarilor, cu Sfatul Țării, cu Generația Unirii, au hotărât să își declare independența. Ei, când și-a declarat independența, aceste bande de bolșevici, de militari, armată bolșevizată și fel de fel de bandiți scăpați în libertate totală, au vrut să sugrume, și nu numai ei, și iubita noastră, ironia, puneți-o în ghilimele, Ucraina, a pus ochii pe Basarabia, să o ocupi și să o ia și să fac și să dreagă. Dar să trecem peste subiectul acesta. Da. Ei, ce s-a întâmplat? Au ajuns aceste bande să aresteze chiar până și Sfatul Țării. Deci să producă o răsturnare a proaspetei puteri instaurate la Chișinău. Ei, în momentul acela, membrii Sfatului Țării din conducere, acum nu mai știu exact numele, dar unul dintre ei este
Da, în fine, noi, gata, sunt prea multe amănunte, eu numai, eu acum nu sunt concentrat. Da, vreau să fiu, să vreau scurt. Au fugit repede de la Iași. Uh-huh. Au fugit repede de la Iași și au cerut ajutor să trimită România trupe în Ucraina, în Basarabia, ca să se stabilizeze, să readucă liniștea în, în proaspăta republică acolo. În, în proaspăt stat, ca zic așa, stat, în ființat. Stat, cum că... Ei, și într-adevăr, regele, curtea regală, ministerele, toate erau la Iași, pentru că București era ocupat de bulgari, în fine, turcii erau și ei veniți în țară, da, germanii în vest și așa mai departe. Rămăsese doar numai la Iași, în prejurul Iașului, puțină armată care mai avea armata română și curtea regală și, da, și ministerile. Da. Parlamentul, guvernul. Deci guvernul, guvernul. A fost prima capitală a României, Iași. Guvernul. Și-au trimis pe generalul Ernest Broșteanu, care pe data de 12 ianuarie 1918 a trecut prutul și au ajuns la Chișinău și acolo la Chișinău, pe strada principală, într-o entuziasm ieșit din comun, armata română a fost primită de către populația locală și în timp de 2 săptămâni, 14 ore au așteptat pe o vreme, știu eu, grea tare, ianuarie, frig, zăpadă, vânt, 14 ore au așteptat populația. Și eu, cu pâine, cu sare, cu flori, cu toate ce, exact ca pe eliberatori. Ei, armata română a făcut ordine acolo și știind că imediat, asta a fost pe 12-13, ei, pe 24 ianuarie, Republica, proaspăta Republică Moldova își declară independența. Da, păi își declară independența față de până atunci era Republica în Republica Moldovenească în cadrul altfel îi spunea atunci la deja se înființa față de nou regim de la Moscova. Bă. Probabil, da, dar în cadrul viitoarei Uniuni Sovietice. Fii atent. Ei, pe 24 ianuarie își declară independența și față de... Da, și... Așa. Ei, și la 27 martie s-a întâmplat miracolul. S-a hotărât unirea pentru că și-au dat seama că nu rezistă fără ajutorul României. Fără România. Și iată, așa a fost acea frumoasă zi, acea minunată zi, acea, știu eu, cum să-i zic, zi astrală a neamului românesc a fost 27 martie 1918, care de atunci, timp de 22 de ani, deci din 18 până în 40, au făcut și au construit în Basarabia ceea ce nu s-a construit în toți anii de existență. Guvernul României a făcut de toate acolo, și cale ferată, și teatru, și muzeu, și liceu, și facultăți, și mai departe. Da. Păi, da, s-a văzut. Eu zic să ne oprim, că nu mai mi-aduc anumite date și n-aș vrea, da, să, păi, n-aș vrea să spun... știi cum, m-am dus și în amănunte, da, și trebuie ordine în toate cele ce... Da, normal. Păi, na. Nu, dar e posibil unii care o să audă să creadă că nu știu prea bine, pentru că cu asta m-am hrănit toată viața mea. De ce? Eu... Cu unirea cu neamul românesc, cu Basarabia, din la Nistru până la Tisa, tot românul plâns în misa. Ia câtă, și Marele Eminescu, de-aia a fost ucis de către Imperiul Habsburgic, Imperiul Țariț și Imperiul Otoman, pentru că vroia adunarea la un loc a provinciilor românești. Și aceste trei mari împărății nu doreau, pentru că s-ar fi creat aici o mare putere care ar fi stat în drumul și ar fi stricat intențiile lor expansioniste. Și cu astea hai să încheiem. Da. Păi, da. Cam ar fi cazul. Da. Să vă mulțumesc că ați venit. Eu îți mulțumesc pentru că
pentru că o să, am înțeles că o să o trimiți și mai departe. Că dacă rămâne lumea la nivelul acestei camere, ce am vorbit aici... Cu siguranță nu va fi la nivelul acestei camere. Poate nici pentru alții nu înseamnă nimic. Dar parcă va rămâne acolo. Știi, este o vorbă la noi, la români. Măi, Ioane, și ți-i cântișuieră? Adică cântifluieră, cântișuieră. Nu-i nimic, dar parcă mă zgâri. Așa și eu. Băi, vorbind atâta, ce ți-i mă zgâri, că foarte mulți nu înțeleg și nu vor să înțeleagă și nu știu, mai ales basarabenii mei, nu știu treburile acestea și nici nu vor să le audă. Ba din contră, nu-i leagă, aproape nimic nu-i mai leagă din noi românii, dar nu trebuie să cedăm. Normal. Da. Și eu vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit aici. Bineînțeles, O mai prelucrez o leacă? Normal. Mai tai, mai scos, mai... Totul va fi prelucrat. Deci nu, fără întreruperile astea care au fost. Da. Așadar, vă mulțumesc și... Când o pui pe ce? Pe YouTube o să fie și... Să-mi spui și pe YouTube o să vă dau și linkul la momentul când îl postez. Da. Cu siguranță. Așadar, pentru cei care vor să ne urmărească, ne găsiți deci pe YouTube canalul Ciprian Zotă. Auzi, fii atent aici. Dacă vrei să o încununezi cu ceva frumos aceste câteva cuvinte, vină într-o zi până la mine să-ți arăt altarul meu. Da, cu siguranță. Să-l pozezi și să-l pui pe YouTube alături de textul ăsta. Cu siguranță o să... Altarul neamului românesc, adică a Basarabia, meu personal, tot ce am, diplomii, tot cărțile mele, alea, statuietele care le-am primit, cetățean de onoare și câte și mai câte, actul unirii. Chiar o să fie o onoare să vin. Actul unirii și mai departe. Și o să rămân aici și dacă eu o să uit, când vrei, îmi dai telefon la video acesta și o să-mi aduc aminte și cu siguranță o să vin, așadar să-l pozezi tot ce am eu acolo în camera aceea, am așa chiar ar fi o onoare. Chiar o onoare și vă mulțumesc pentru invitație. E aproape tot oraș Garbna Albastru și aproape totul e despre Basarabia, despre unire, despre neamul românesc, tot. Da, încă o dată vă mulțumesc din tot sufletul meu. Bine, dă-l ăsta mai încolo, gata? Așadar, toate cele bune. La revedere. Ne reauzim la un nou podcast. Da. Și nu uitați, fiți români, dragilor. Ciao.